După mulți ani de căsătorie, s-a întărit convingerea că cel de lângă mine nu are empatie. Aș putea spune că am fost abuzată psihologic. Trebuie să-ți duci crucea, să te rogi, să suplinească Dumnezeu această lipsă de empatie, pentru că ai un legământ. Soluția este să nu vă despărțiți. Afirmația arhiepiscopului Teodosie al Tomisului a stârnit imediat controverse. Violența continuă și de multe ori se sfârșește cu crimă în familie și nu vrem să vedem asta. Iar un reprezentant al bisericii are un cuvânt foarte greu de spus în comunitate, mai ales în comunitățile tradiționaliste, și pune presiune pe umerii victimelor. Acest sfat duhovnicesc trebuia dat față către față. În clipa în care vorbești paușal, la modul general, riști tot soi de interpretări și bineînțeles că numai o discuție față în față poate lămuri lucrurile așa cum sunt cu adevărat. Ministrul Justiției Alina Gorghiu consideră afirmația lui Teodosie ca fiind un derapaj inacceptabil, având în vedere că numai în primele 5 luni ale acestui an polițiștii au intervenit la peste 49.000 de cazuri de violență domestică, iar instanțele judecătorești au emis 5.000 de ordine de protecție. Cum putem fi credibili când aceleași persoane publice insinuează că femeile trebuie să-și ducă crucea alături de un abuzator și să îndure o căsnicie cu abuzuri? Este rușinos că o persoană publică cu credibilitate pentru enoriașii români face astfel de afirmații, iar acest derapaj inacceptabil nu trebuie trecut sub tăcere, a scris ministrul Justiției pe o rețea de socializare. Într-un comunicat oficial, Arhiepiscopia Tomisului precizează că ierarhul nu ar fi făcut nimic altceva decât să ofere un sfat duhovnicesc și că aprecierea unui abuz sau unei violențe o face legea statului prin organele abilitate. În același comunicat se mai precizează că înalt preasfințitul părinte Teodosie a oferit o soluție strict duhovnicească. Dezavuăm interpretările pline de reproș care s-au stârnit pe seama sfaturilor solicitate și oferite cu bună credință. Arhiepiscopul Teodosie este cunoscut opiniei publice prin prisma afirmațiilor sale controversate privind unele practici bisericești, dar și prin ignorarea pozițiilor oficiale ale Patriarhiei Române.